Haideți să deschidem Biblia, dragilor, în această seară. În primul rând, Domnul să vă binecuvânteze, mă bucur să vă văd, mă bucur să fiți la această seară de tineret. După cum știți, după cum ați văzut, cel mai probabil anunțurile făcute cu tematica, vom vorbi în seara aceasta despre cunoașterea lui Dumnezeu. Unul dintre subiectele, poate cele mai importante din creștinism, una dintre întrebările pe care... Oamenii sau la care oamenii caută cel mai des răspunsul este cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, Luca, capitolul 18. Voi citi un text foarte cunoscut, cred că de fiecare dintre voi vorbește pasajul despre un tânăr bogat. Pentru că în modul în care el îl abordează pe Hristos, pune câteva întrebări existențiale, esențiale pentru ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Ascultați textul care zice, un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Știi poruncile, i-a răspuns Iisus, să nu prea curvești, să nu uci, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, spune el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, că era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ții fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cunoașterea lui Dumnezeu. V-ați spus vreodată întrebarea, în mod onest, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? Pentru că în seara aceasta vreau să definim foarte clar ce înseamnă să cunoști despre Dumnezeu și să îl cunoști pe Dumnezeu. Titlul este Cunoașterea despre Dumnezeu versus Cunoașterea lui Dumnezeu. Este poate una dintre cele mai mari provocări pe care generația voastră le are de când există. Vă uitați la părinții voștri, vă uitați la bunicii voștri, cei care mai aveți bunici și dacă mai aveți bunici, bucurați-vă de ei, învățați de la ei, pentru că nu îi veți avea în preajmă foarte multă vreme. Probabil că pentru fiecare dintre voi, întrebarea asta despre ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu cu adevărat este o întrebare pe care vă puneți și într-un fel sau altul căutați un răspuns. Voi folosi textul acesta din Luca 18 care vorbește despre un tânăr bogat, nu-i de numele Biblia, dar vrea să ne arate un om care practic căuta să-l cunoască pe Dumnezeu. Și veți vedea că în mintea acestui tânăr, ca și în mintea multora, există această mare confuzie. E destul să știu despre Dumnezeu sau cât de mult trebuie să știu despre Dumnezeu ca să-L cunosc pe Dumnezeu. Poate unii se întreabă ce înseamnă totuși să îl cunoști pe Dumnezeu, ce înseamnă să cunoști despre Dumnezeu. Într-o lume în care se măsoară totul, ne este ușor să încercăm să ne măsurăm și cunoașterea de Dumnezeu. Câte versete citim pe zi, poate cât timp petrecem în rugăciune pe zi, poate câți bani punem la colectă. Și pentru noi, toți acești indicatori uh, poate dau rezultatul că știu câte ceva despre Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că o umblare sănătoasă cu Dumnezeu vine din cunoașterea Lui Dumnezeu, nu din cunoașterea despre Dumnezeu. Există pasaje în Scriptură care ar trebui să ne pună pe gânduri. Spune Biblia și draci știu Biblia și se înfioară. Diavolul însuși cunoaște foarte bine Biblia, dar asta nu înseamnă că această cunoaștere a lui se materializează în pocăință sau în apropiere de Dumnezeu. Mă uit la acest tânăr bogat și dați-mi voie despre trei lucruri simple pe care le văd aici să vorbim în seara aceasta, pentru că eu cred că ele evidențiază foarte clar ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu sau să cunoști despre Dumnezeu. De multe ori am spus că măsurăm cât știm noi despre Dumnezeu. Și unde aflăm informația? Citim Biblia foarte bine. Dar vreau să vă spun că a citi Biblia în sine. Fără a lăsa ca adevărul Bibliei să ne transforme viața, nu ne duce prea departe. Sunt oameni care citesc Biblia ca să confrunte credința creștină. Dar eu aș vrea ca noi să citim Biblia ca să ne hrănim Sufletul. Dar Biblia devine hrană pentru Suflet atunci când abia, când ajungi. Sau abia atunci când ajungi să-i cunoști autorul. Până nu-l cunoști personal pe autorul Bibliei, cartea aceasta poate fi pentru mulți o confuzie. Când începi să-l cunoști pe autorul Bibliei, adică pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cartea aceasta nu devine doar sau nu se rezumă doar la informație, ci devină hrană pentru suflet. Asta este dorința pe care o am și ceea ce vreau să vă insuflu în această seară, înțelegând diferența între ce înseamnă să știi despre Dumnezeu și ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu. Pentru că societatea noastră are niște definiții greșite ale valorilor. Oamenii îți spun, ești definit prin ceea ce faci, prin ceea ce realizezi. Să uite societatea la fiecare dintre noi și noi de multe ori luăm modelul societății și spunem cât de mult reușesc să fac, mă va defini în societate. Adevărul este că te definește nu ce faci, ci te definește întotdeauna ceea ce ești. Poți să faci multe în lumea asta. E bine să faceți cât mai mult puteți, dar nu uitați, definiția valorii voastre nu se va rezuma niciodată la ceea ce faceți, ci la ceea ce sunteți. Pentru că într-o zi, tot ceea ce am făcut va rămâne aici. Vom duce cu noi doar ceea ce am fost. Nu vei duce cu tine nimic din ce ai realizat. Vei duce cu tine doar ceea ce ai fost în veșnicie. Caracter transformat, o viață înnoită de Dumnezeu. Vine un tânăr la Hristos și spune, Bunule învățător, uh, pentru ce mă numești bun, răspunde Iisus, nimeni nu-i bun decât Dumnezeu. Uh, întrebarea lui este, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu voi lua timpul să spun prea multe despre faptul că el cunoștea scripturile, cunoștea ce spunea legea. Și vă citesc versetul 20 și 21 și ascultați-l cu atenție. Spune, știi poruncile, să nu prea curvei, să nu uci, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și ascultați ce spune el. Toate aceste lucruri le știu, le-a zis el. Le-am păzit din tinerețea mea. Primul lucru la care vreau să reflectați în seara aceasta este faptul că cunoașterea despre Dumnezeu îți poate umple mintea dar te lasă cu Sufletul gol. Și vedem o generație de creștini a căror minte este plină de cunoaștere despre Dumnezeu, dar a căror Suflet este gol. Pentru că cunoașterea intelectuală, la nivelul intelectului, despre Dumnezeu, poate să-ți umple mintea. Poate că știi capitole întregi din Biblie pe de rost. Poate reciți pasaje întregi din Biblie foarte bine. Dar vreau să nu uiți că doar cunoașterea despre Dumnezeu, chiar dacă ți-a umplut mintea, s-ar putea să te lase cu sufletul gol. Pentru că vedem în finalul acestui text că deși acest tânăr cunoștea multe despre Dumnezeu, când este invitat să-l cunoască pe Dumnezeu, pleacă întristat. Deci, rețineți, vă rog, cunoașterea despre Dumnezeu îți poate umple mintea, dar sufletul va rămâne gol. Mă uit la o generație de creștini a căror minte e plină de lucruri bisericești, e plină de ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci. Dar al căror suflet este gol. Pentru că viața lor nu se măsoară cu aceeași măsură cu care se măsoară cunoștința lor la nivelul intelectual. Vreau să vă spun că doar cunoașterea lui Dumnezeu îți poate umple sufletul și inima de viață. Cunoașterea despre Dumnezeu s-ar putea să îți umple mintea. Vedeți generația de predicator a căror minte e mare și plină de teologie. Sunt 100% pentru teologie, nu mă înțelegeți greșit. Teologia doar în sine. O minte plină, cu un suflet gol, transformă omul într-un eșec spiritual. Vine acest tânăr și îi spune lui Hristos, ce trebuie să fac ca să am viață veșnică. Întrebarea este, în esență pusă în felul acesta, cunosc așa de multe despre Dumnezeu. Ce mai trebuie să fac ca să ajung să fiu cu Dumnezeu? Și în final veți vedea că răspunsul lui Hristos este e foarte bine că ai cunoscut despre Dumnezeu, dar trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu uitați să-și cunoaștea despre Dumnezeu îți umple mintea, dar te lasă cu sufletul gol. Ce înseamnă asta? Uh, poate una dintre cele mai mari amăgiri ale uh, diavolului este să ne lase să avem o viață umplută de religie. De tot ce înseamnă concept uh, religios. Dar să aibă grijă în același timp ca viața noastră să rămână goală de Dumnezeu. Am fost creați cu nevoia Sufletului, care e satisfat, satisfăcută doar de o relație cu Dumnezeu. Cât de mult îți poți umple mintea cu lucrurile lui Dumnezeu, și cât de gol, gol poți să-ți rămână Sufletul dacă nu-l umpli cu cunoașterea lui Dumnezeu. Vindecarea Sufletului omului începe atunci când înțelege câteva lucruri asemenea acestui tânăr, ar trebui și noi să înțelegem câteva lucruri. În timp ce vorbește Hristos cu el, dacă sunteți atenți la citirea acestui pasaj și în pasajele paralele din Evanghelie, veți vedea câteva lucruri. Că atunci când vine vorba de cunoașterea lui Dumnezeu, Lucrurile merg mult mai profund. Ce înseamnă în textul nostru? De unde vine vindecarea sufletului tău? Dacă în seara asta ai venit aici și cunoști ceva despre Dumnezeu. N-ai vrea să mergi mai departe ca să-L cunoști pe Dumnezeu? Când începi să intri în acest proces al cunoașterii lui Dumnezeu? Știți că mulți creștini, și înainte să intru în câteva detalii, mulți creștini se rezumă la cunoașterea despre Dumnezeu. Le place să știe cam tot ce e în Biblie. Cunosc evenimentele majore ale Scripturii. Poate cunosc și suficient de multe personaje din Biblie. Dar atunci când întrebarea se pune ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu versus, să cunoști despre Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că discuția noastră trebuie să se ducă într-o direcție mult mai profundă. Nu mai vorbim despre câte capitole citești din Biblie. Ci vorbim despre nevoile reale ale Sufletului și anume, dacă vrei să-l cunoști pe Dumnezeu versus despre Dumnezeu, trebuie să înțelegi că nevoile tale reale sunt adesea altele decât cele pe care le afișezi. Avem cu toții nevoi, ci trăim cu impresia că dacă avem suficientă religie în noi, nevoile noastre se rezolvă de la sine. Ne ascundem după masca potrivită situației în care ne aflăm, chiar ca și oameni religioși. Ne pune masca fericirii de multe ori, deși în sufletul nostru este o mâhnire profundă, pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, știm doar despre Dumnezeu. Ne pune masca bunăstării, deși noi suntem faliți din toate punctele de vedere. Ne pune masca Mulțumirii, când de fapt standardul vieții noastre este nemulțumirea. În realitate, viața noastră profundă este. În, în realitate, nevoia noastră profundă este de pace și de liniște. Pentru că n-am reușit să înțelegem că de multe ori nevoile noastre reale sunt altele ce, decât cele pe care le afișăm. Al cunoaște pe Dumnezeu, nu a cunoaște doar despre Dumnezeu, înseamnă să recunoști. Să recunoști într-o seară ca asta că nevoile tale reale sunt nevoile sufletului, altele decât cele pe care le afișezi, poate, vizibil. Înseamnă să mai recunoști ceva. Pe lângă faptul că nevoile tale reale sunt de multe ori altele decât cele pe care le afișezi, trebuie să mai recunoști că lucrurile pentru care lupți adesea nu-ți oferă satisfacția pe care o cauți. Și aici vreau să fac o paranteză. Luptele noastre le ducem deseori pentru lucruri care nu contează. Iar apoi, după ce le-am obținut, suntem dezamăgiți pentru că nu ne oferă ceea ce credeam că ne oferă. Ascultați-l pe acest tânăr. Era bogat. Întotdeauna m-a intrigat acest titlu, tânăr, bogat. Pentru că în accepțiunea mea nu poți să fii și tânăr și bogat concomitent. Ori ai moștenit ceva. Adică hai să o luăm invers. Cum poți să fii și tânăr și bogat concomitent? Ori ai moștenit ceva, ceea ce este plauzibil, sau poți să fii tânăr și bogat dacă ai făcut ceva ce nu trebuie. Fără să intrăm în detalii. Observați că nevoile lui reale erau altele decât cele pe care le afișa. Afișa omul acesta o bunăstare și vine la Hristos spunând le-am pe toate, dar nevoile pe care le vezi nu sunt nevoile pe care le am. Și apoi spune, m-am luptat, ca și noi, deseori, am ajuns la ceea ce am vrut, fără ca să avem satisfacție. Luptăm, pentru ce ne luptăm des, atât de des în viață? Luptăm ca să avem mult. Lucrăm fără măsură, ne jefim timpul, familia, sănătatea, ca să ajungem să avem ceva de care să nu ne bucurăm. Luptăm pentru faimă și recunoaștere, ne jertfim prietenii, distrugem relații și pe urmă când devenim faimoși ne dăm seama că povara gloriei nu e chiar așa de dulce cum se spune. Luptăm pentru a ne satisface niște plăceri deșarte, ne chinuim sufletul, ne complacem în tot felul de lucruri care ne robesc și după o clipă de plăcere suntem complet preluați de amărăciunea vinovăției. Pentru că în viața multora aparențele ascund adevăruri dureroase. Așa să înțelegeți ceva foarte simplu, dragii mei. Cunoașterea despre Dumnezeu s-ar putea să ne fi umplut mintea. Dar în seara asta te întreb, ce îți umple sufletul și golul sufletului? Îți umple sufletul și golul doar cunoașterea lui Dumnezeu. Și dacă pot să vă provoc la ceva, este să vă provoc să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Umpleți-vă inima și viața și sufletul de Dumnezeu. Cunoașterea despre Dumnezeu este un pas pe care mulți l-ați făcut, poate, deja. Dar eu vă invit să continuați călătoria asta spirituală și să vă umpleți viața cunoscându-l pe Dumnezeu. Nu uitați, doar cunoașterea. Despre Dumnezeu nu are puterea să transforme. Singura care are putere să transforme este cunoașterea, des, cunoașterea lui Dumnezeu ca persoană. Ăsta este primul lucru. Al doilea lucru, uitați-vă ce spune tânărul. Pentru că dacă mintea lui era plină de adevărurile acestea, și observați, Hristos nu spune nicăieri că nu-i bine ceea ce știa el, nici nu-l contrazice. Și îl face să înțeleagă căci cunoașterea la nivel intelectual despre Dumnezeu e posibil să te facă să te simți satisfăcut la nivel intelectual. Dar sufletul tău rămâne cu aceleași nevoi despre care am vorbit. da? Și spune în versetul 22, când a auzit Isus aceste uh, vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai în parte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Din nou aceeași chemare. Știi destul despre Dumnezeu. E timpul să-L cunoști pe Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă am spus cunoașterea despre Dumnezeu îți umple mintea, dar îți lasă sufletul gol, vreau să mai spun că cunoașterea despre Dumnezeu te face să te crezi bun, fără însă a avea puterea să te facă bun. Și vreau să mă înțelegeți foarte bine. Omul religios este prin definiție un om care se crede bun. N-am niciun fel de îndoială că acest tânăr a venit la Hristos din postura în care spune: Eu am realizat ceea ce am realizat, știu despre Dumnezeu, despre lege, despre Tora, despre porunci, sunt bun în mine însumi. Este acel spirit farisei care spune neprihănirea mea este îndeajuns ca să mă ducă la Dumnezeu. Și ce îi spune Hristos? Îți mai lipsește un lucru. Pentru că întotdeauna când crești cunoașterea despre Dumnezeu e destul, Dumnezeu va veni și îți va spune îți mai lipsește un lucru. Hristos n-a anulat cunoașterea lui despre lege. Și a spus doar că este insuficientă. dragi mei tineri, Neprihănirea vine din cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu începe cu credința în Dumnezeu. Neprihănirea este rezultatul cunoașterii lui Dumnezeu, nu al cunoașterii despre Dumnezeu. Câți dintre voi știți ce zice Biblia și nu faceți? Nimeni. Numai eu știu și nu fac. Toți ajungem pe acolo, dragilor. Cunoașterea despre Dumnezeu o avem aici. Totuși. De câte ori știm ce n-ar trebui să facem și facem. Vine acest tânăr și spune, astea le știu, Hristos îi zice, îți mai lipsește un lucru. Ce lucru îți lipsește? Cunoașterea despre Dumnezeu te face să te crezi bun. Și aici vreau să zăbovez doar câteva minute. Ce înseamnă că atunci când știi suficient despre Dumnezeu să te crezi bun, este poate una dintre cele mai păguboase atitudini cu care putem veni înaintea lui Dumnezeu. Știți că fariseii au fost mustrați aspru de Hristos. Nu pentru că nu știau legea, nu pentru că nu cunoșteau legea, ci pentru că ei, cunoscând legea, își însușeau acea neprihănire care credeau ei că vine datorită cunoașterii despre Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva foarte simplu. Cunoașterea legii nu te face neprihănit. Cunoașterea lui Dumnezeu Transformă viața ta ca să fii neprihănit. Cunoașterea despre Dumnezeu te face să te crezi bun. Dar nu are puterea să te facă să fii bun. Singurul care are puterea să te facă mai bun este Dumnezeu. Atunci când începi să-L cunoști pe El. De ce? De ce e important să înțelegem că simpla cunoaștere despre Dumnezeu nu transformă? ci doar cunoașterea lui Dumnezeu transformă. Adică cunoașterea despre Dumnezeu te face să te crezi bun, fără însă avea puterea să te facă bun. Ne uităm la standardul creștinului, da? Știți ce fel de om trebuie să fie creștinul? Trebuie să fie un om bun. Cum ajungi să fii un om bun? Cât de mult trebuie să citești din Biblie și să înveți versete ca să fii bun? Poți să le citești pe toate și să le memorezi pe toate. Și vei avea multă cunoștință despre Dumnezeu. Dar cunoștința despre Dumnezeu nu are puterea să te facă bun. Doar cunoașterea lui Dumnezeu are puterea să te transforme și să te facă ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Este foarte simplu. De ce? Pentru că moralitatea ta nu poate înlocui niciodată relația cu Dumnezeu. Știți ce zice tânărul? Toate aceste lucruri le-am păzit. Hristos nu-l contrazice. Poate una dintre cele mai mari dileme cu care voi, tineri creștini, aveți de-a face în societatea în care sunteți, poate la facultate, la locul de muncă, la jobul vostru, veți întâlni oameni care spun eu sunt un om moral, nu-i destul. N-am făcut rău nimănui, nu fac rău nimănui. Moralitatea e bună, dar nu poate înlocui niciodată relația cu Dumnezeu. Succesul tău e bun, dar el nu-i răsplata bunătății tale. Tot ce-i bun, dacă vrei în tine, vine de la Dumnezeu. De ce spun toate aceste lucruri? Le spun pentru că cunoașterea despre Dumnezeu te poate face, îți poate lăsa impresia că ești bun, fără să aibă puterea. Să te facă bun. Știți cine are puterea să ne transforme viața? Doar Dumnezeu, prin cunoașterea Lui. Poate nu știi foarte multe versete din memorie, poate nu poți cita toți profeții Vechiului Testament, poate nu știi ordinea cărților din Biblie, dar îl cunoști pe Dumnezeu. Și cunoașterea asta de Dumnezeu întrece cu mult cunoașterea despre Dumnezeu. Ați vrea, dragi tineri, începând acest nou sezon la tineret, așa cum am fost îndemnați la momentul de închinare, în acest nou sezon să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vom lucra să învățăm despre Dumnezeu. Vreau să vă spun că despre Dumnezeu vom învăța tot restul vieții noastre. Dar cunoașterea Lui Dumnezeu este cea care transformă esențial viața noastră. Spune cuvântul Domnului, Pavel scrie corintenilor, cine este în Hristos este o faptură nouă. Oricât de mult știi, poate ești bun și poți schimba argumente, poți câștiga argumente, poți câștiga discuții teologice, dar cunoașterea lui despre Dumnezeu te, îți poate da impresia că ești bun. Singurul care te poate face bun este cunoașterea lui Dumnezeu. Uh, vă dau un exemplu din Biblie. Corneliu. Ați citit despre el, Faptele Apostolilor, capitolul 10. Citiți-l acasă. Nu am timp să vi-l citesc, pentru că mai vreau să vorbesc încă despre un lucru și apoi să ne rugăm. Uh, ați citit despre Corneliu. Zice Biblia era un sutaș roman, un capitan în armata romană. Nu era evreu? Era armata romană care staționa pe teritoriul Israelului la vremea aceea, pentru că era sub dominație romană. Și Biblia vorbește câteva lucruri foarte interesante despre acest om. Citiți-le voi acasă. Printre altele, spune Biblia că era un om temător de Dumnezeu, un om care nu doar că se temea de Dumnezeu, un om care se ruga lui Dumnezeu des și făcea multe milostenii. Când citesc viața lui Corneliu sau ce scrie Biblia despre Corneliu, unii ori îmi pun semne de întrebare vis-a-vis -vis de noi. Un sutaș roman, capitan în armata romană, nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, se închina lui Dumnezeu, făcea milostenie și se ruga. Și știți că omul acesta îl căuta pe Dumnezeu. N-am nicio îndoială că știa multe despre Dumnezeu. N-am nicio îndoială că citise probabil toate sulurile de carte disponibile la vremea aia despre legea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi face parte de o revelație specială ca să nu rămână să cunoască doar despre Dumnezeu, ci să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Îl trimite pe Petru, acolo, citiți acasă, pasajul e foarte frumos, fascinant de fapt. Modul în care viața lui Corneliu se transformă. Și știți când are loc, când e momentul al transformării. E același care se întâmplă și la fiecare dintre noi. Când trecem de la cunoașterea despre Dumnezeu și intrăm în cunoașterea lui Dumnezeu. Când Dumnezeul acesta al Scripturii devine Dumnezeul meu personal. Când cunoștința despre acest Dumnezeu se transpune în viața mea. Când nu știu doar despre cine este Dumnezeu, când El devine Dumnezeul meu. Asta trăiește Corneliu. Și Biblia spune că omul acesta trece de la cunoașterea despre El la cunoașterea Lui. Și acesta este lucrul pe care noi ar trebui să-l facem. Nu vă rezumați să știți despre Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să aveți mintea plină de ce aveți voie, ce n-aveți voie, de pasaje. Citiți Biblia. Dar Biblia se citește cel mai bine după ce îi cunoști autorul. În al doilea rând, nu uitați că cunoașterea despre Dumnezeu îți dă doar sentimentul, impresia că ești bun. Singurul care poate să te transforme, să te facă bun, este Dumnezeu. Și mai am încă un lucru, versetul 23. Observați cât de interesantă este abordarea acestui tânăr bogat. Vine la da, Hristos și zice vreau să știu ce trebuie ca să fac să moștenesc viața veșnică. Uh, și Hristos îi spune știi poruncile după ce ai cunoștința despre Dumnezeu trebuie să urmeze pasul următor în mod natural. Toate aceste lucruri despre Dumnezeu le știu. Îi spune Hristos îți mai lipsește un lucru când știi despre Dumnezeu, întotdeauna îți lipsește un lucru până îl cunoști pe Dumnezeu. Și versetul 23, când a auzit aceste cuvinte, s-a întristat de tot că ce era foarte bogat. Asta e al treilea lucru și lucrul final pe care aș vrea să-l urmăriți împreună cu mine. Și anume, cunoașterea despre Dumnezeu te face să-ți dorești cerul. Dar nu are puterea să te facă să renunți la pământ. Și aici este poate tragedia creștinismului modern. Când începi să cunoști despre Dumnezeu, dorești veșnicia și cerul. Adică, până la urmă, urme, cine n-ar vrea să fie în cer? Un, dacă aveți curajul, faceți un sondaj în, în mijlocul prietenilor voștri poate nu a celor mai radicali tineri care se declaratei. tei. Întrebați-i, dacă ar fi să alegi unde vrei să mergi, în rai sau în iad, care credeți că ar fi răspunsul lor probabil? Toți ar vrea să meargă în iad. Poate? Sau toți ar vrea să meargă în rai? Îmi asum faptul că majoritatea ar zice aș vrea să merg unde-i bine. E bine, cunoașterea despre Dumnezeu îți deschide apetitul, dacă vrei, ca să dorești veșnicia. Însă doar cunoașterea despre Dumnezeu nu-i destulă ca să te rupă de pământ. Doar cunoașterea lui Dumnezeu poate rupe legătura cu acest pământ. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că tânărul acesta, deși își dorea cerul, Deși cunoștea despre Dumnezeu când i-a zis Hristos că trebuie să se despartă de tot ce are, a simțit o reticență și a zis, cât că până aici merge creștinismul meu. Pentru că întotdeauna cerul, ca să poți ajunge în cer, trebuie să renunți la pământ. Întotdeauna cunoașterea lui Dumnezeu presupune renunțare. Dragi tineri acestei generații, a renunța e greu. Sunteți gata să renunțați la niște lucruri din viața voastră care vă leagă poate prea mult. Poate stai și asculți mesajul ăsta și zici de eu sunt prea legat. Mă leagă și asta și asta și asta. Așa au zis și tânărul, vreau un cer. Cunosc despre Dumnezeu. Vine la Hristos și zice, în esență, Deși știu multe despre veșnicie și despre lege, cunoașterea despre Dumnezeu, deși te face să tânjești poate după cer, să vrei să mergi în cer, nu are puterea să te rupă de pământ. Singurul care poate să rupă legătura ta cu ce e aici este cunoașterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Tânărul dorea ceva ce de multe ori și generația noastră dorește. Dorim o mântuire care să ne oferă totul, fără să ne ceară nimic în schimb. Dar așa ceva nu există. Dorim o mântuire de multe ori care să fie ca și umbrela de ploaie. Când avem probleme, Dumnezeu să fie acolo. Dorim să-l cunoaștem pe Dumnezeu, poate, dar în condițiile noastre. Aș dori în această seară, dragi tineri, să vă provoc să faceți un exercițiu simplu. Vă provoc să citiți Biblia și o voi face întotdeauna. Cunoașteți cât mai mult despre Dumnezeu, dar nu uitați că cunoașterea despre Dumnezeu trebuie să se materializeze în cunoașterea Lui Dumnezeu. Până când nu-l cunoști pe Dumnezeu ca persoană, ceea ce știi despre El nu te va ajuta prea mult. Pentru că s-ar putea, am zis, mintea să-ți fie plină dar sufletul gol. Și simt să vă spun că unii dintre voi ați citit, ați cunoscut, dar sufletul vostru nu s-a umplut. Mintea vă este plină de da sufletul. Dumnezeu vrea să vi-l umple. De ce n-ar face -o într-o seară ca asta? N-ai vrea să mergi acasă cu inima ta, cu sufletul tău plin de Dumnezeu. Alții cunoașteți despre Dumnezeu multe lucruri și această cunoaștere v-a făcut să credeți că ați ajuns la ținta. Mă gândesc la Pavel, citeam zilele astea Filipeni capitolul 3. Pavel a zis să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și să mă fac asemenea cu moartea lui părtășia suferințelor lui. Pavel, citiți capitolul 3, cred că de la versetul 7, 8 până la versetul 15, Pavel zice ceva acolo extraordinar. Nu cred că încă l-am apucat pe Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu, doar cunoașterea lui Dumnezeu te transformă. Despre Dumnezeu poți să știi multe. Și poate ești aici asemenea tânărului bogat, care cunoscând despre Dumnezeu, ai un apetit deschis pentru veșnicie și zici, Doamne, vreau și eu să merg în cer. Vreau și eu să merg acolo unde, unde îi spune Biblia că vor merge oamenii, un loc special cunoașterea despre Dumnezeu. Poate că îți deschide apetitul să mergi în veșnicie, dar doar cunoașterea lui Dumnezeu îți dă puterea să te rupi de ce aici. Poate sunteți unii aici care trebuie să vă rupeți de ceva. I-a zis Hristos tânărului bogat, dacă vrei să vii după mine, trebuie să lași. Cunoașterea lui Dumnezeu presupune renunțare. La ce îți cere Domnul să renunți? Nu ți cere mașina, nu ți cere portofelul, îți cere inima. Că aici era problema tânărului, nu bogăția, nu altceva, ci inima lui. Renunță la tine ca el să poată să lucreze în tine. Vreau să vă invit să ne ridicăm. Și vrea să ne rugăm în seara aceasta. Cât de mult cunoști despre Dumnezeu? E o întrebare la care îți poți răspunde singur. Poate știi toată Biblia, cum am spus, poate nu știi decât secvențe, dar nu asta e întrebarea mea, cât cunoști despre Dumnezeu, Și întrebarea simplă este, îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu îl cunoști pe Dumnezeu, oricât de mult ai cunoște despre Dumnezeu, viața ta nu poate fi conturată. Pentru că mintea poate ți-e plină, sentimentele tale îți dictează că ești bun, poate că țintești undeva sus, dar ești legat de ceva ce e jos. Singura soluție este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și vă invit în această seară să facem o rugăciune. Nu vă chem să ieșiți în față, nu vă chem să ridicați mâna, dar simt să vă spun că sunt unii dintre voi care știți multe despre Dumnezeu. Ați fost expuși la multe predici, la multe cântări, la multe mesaje. Mai aveți de făcut un lucru. Hristos îți spune, îți mai lipsește un lucru. Unul singur. Le ai pe celelalte. Știi ce zice Biblia despre dar ce zice Biblia despre se materializează când tu-l cunoști pe cel care a scris Biblia despre acele lucruri. Vă invit să stați înaintea lui Dumnezeu, să stăm împreună în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă te-ai rezumat și te-ai mulțumit cu a cunoaște despre Dumnezeu, te invit ca în seara aceasta să-l cunoști pe Dumnezeu. Iar dacă simți că ai nevoie în plus de rugăciune, te așteptăm aici. La final să stai de vorbă cu noi, să-ți dăm un sfat, să ne rugăm pentru tine, să-ți punem o vorbă bună. Cel mai mare lucru din viața ta este să-L cunoști pe Dumnezeu. Pavel, marele apostol, omul care a văzut ceea ce niciunul dintre noi muritorii probabil nu ne va fi dat să vedem vreodată, a exclamat în partea finală a vieții lui, vreau să-L cunosc pe el. Zicea el filipenilor, nu cred că l-am apucat încă. Pavel, dar ai scris două, trei din nou testament, ai văzut cerul al treilea, ai avut revelații pe care nimeni nu le-a avut. Nu cred că l-am apucat încă. Zicea Pavel, mă arunc spre ce e înainte și las ce e în urmă. Nu ai vrut să faci și tu ce a făcut Pavel. Spune simplu, Doamne, am știut atâtea despre Tine și am crezut că știind despre Tine mă fac mai bun. Am crezut că știind despre Tine voi ajunge într-o zi unde n-am putut ajunge te invit să nu cunoști doar despre Dumnezeu, ci să începi de astăzi să-L cunoști pe Dumnezeu, chemându-L în inima și în viața ta. Hai să ne rugăm împreună.